Eu zic să cereți daune și de la moștiștea Ulmu, care într-un an nu v-a lăsat să promovați pe teren, ați pierdut meciul cu ei în promovarea. Eu zic să îi dați și pe aia judecată, vedeți care sunt. Uite, moștiștea Ulmu, îi găsiți pe net. Domnul Buzărin, dumneavoastră aveți ceva cu mine, deci nu știu. Nu mă distrez, deci cum să spun, vreau să vă spun ceva. Tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, răposat în 2015, a fost locotenent colonel de justiție, procuror militar. Dom'le, tata, când intra și se apropia cascheta de ușa blocului, înlemneam. Deci era un om de o integritate, de o nu și ca de mine, un respect. Și de un respect, impunea respect. Deci numai când îi vedeai poza, o să le arăt băieților în pauză poza, nu pun poza lui tata, nu o să-l ierte pe acolo. Dom'le, și colegii lui, parchetul, procuratura militară Craiova, era locotenent colonel. Dom'le, tremurau toată lumea, așa erau, aveau niște uniforme albastre, blămarin închis, cu cravată la gât, cu... ca și dumneavoastră, n-avea toate decorațiile alea, că nu puteți să la Mărășești. Deci, iată ce impunea el, iar dumneavoastră... Lăsați o secundă, domnul Tata, lăsați-l și Palin să spună ce vrea să spună. Dumneavoastră impuneți, în caz fericit, zâmbete. Adică puteți fi în situații fericite, puteți stârni zâmbete, în celelalte stârniți tristețe. Și, cum să spun eu, față de bravă armată română, compasiune. Tare, că nu mai e așa bravă compasiune. Dom'le, eu când aud de armată, uite uniforma aia, văd poza lui domnul Talpan, e decorat ca un aviator rus. De ani de când am terminat școala militară, am două misiuni, una în Afganistan, una în Bosnia și am venit cu super aprecieri din partea americanilor. Cred că dacă vedeți praștia, vă spuneți. Și plus de asta, așa cum mă considerați dumneavoastră, nu știu, ca un om care, nu știu, care a făcut atâta rău armatei române, dar totuși eu am câștigat niște dosare. Vreau și eu ceilalți colegi de-ai mei din Ministerul Apărării Naționale să iasă în față să spună și ei ce au câștigat și ce au făcut. Totuși eu am făcut ceva, așa cum desconsiderați dumneavoastră și marea majoritate. Eu nu vă desconsider. Vreau să vă întreb ceva, domnul Talpan. Nu sunt un om plângăcios, nu sunt un om cum... Domnul Talpan, haideți să revenim la lucrurile serioase. Vreau să vă spun că... Deci am inclusiv toate cursurile făcute la zi pentru a fi avansat general. Dacă eu am obținut aceste titluri și am terminat cu media 10... Deci vreți să fii general, acestea. Vreți să ajungi general? Bineînțeles că de asta... Meritați, domn colonel! Voi lupta până la capăt.